Asistăm, domnule Vladimir Socor, de câteva zile la un schimb de replici, aș spune, fără precedent între București și Moscova, asta după operaționalizarea scutului de la Deveșelu. Și acum vă citez, dacă ieri în aceste zone din România oamenii pur și simplu nu știau ce înseamnă să fii în raza de acțiune, de astăzi suntem forțați să luăm anumite măsuri pentru a ne asigura securitatea. Asta a spus-o Vladimir Putin la Atena într-o conferință de presă organizată în comun cu premierul grec Alexis Tsipras. Și iarăși citez, în aceeași situație se află și Polonia, a continuat președintele rus. Ce vrea să spună? Ce vrea să spună Putin, domnule Socol? Cred că este o mărturisire a neputinței. De ce spuneți asta? Pentru că scutul și alte măsuri de apărare și de reasigurare și de descurajare în Polonia, România și în statele baltice merg înainte, indiferent de ce spune Rusia. Iar Rusia nu poate decât să se zburlească fără să obțină vreun rezultat politic. Ați spus că e un limbaj fără precedent și, într-adevăr, e fără precedent în relația dintre Rusia și România. Dar nu e fără precedent în Europa. Eu mi-amintesc foarte bine, personal, retorica liderilor din Kremlin în anii 1970, începutul anilor 1980, cu scopul de a descuraja Germania și alte țări din Europa Occidentală de a amplasa rachetele americane cu rază intermediară de acțiune. Atunci, liderul sovietic de atunci, Leonid Brejnev și alți conducători politici și militari din Moscova, amenințau în mod deschis Europa Occidentală cu bombardamente nucleare, spuneau să vedeți ce o să fie voi, europenii, când încep să zboare rachetele și să explodeze bombele. Deci limbajul acesta este unul clasic, nu este o inovație. Adică spuneți că nu se va întâmpla mare lucru. Da, nu se va întâmpla mare lucru. Este un caz de câinii latră, caravana trece. Putin susține că nu va face primul pas, tot în conferința asta ne-a anunțat, și că doar va răspunde la acțiunile Washingtonului. Nu vom acționa până când nu vom vedea rachetele în zonele cu care ne învecinăm. Iarăși întreb, cum ar putea acționa Rusia? Nu are cum să acționeze. Rusia poate militar, nu, dar altfel? Nu, în niciun fel. Rusia nu are capacitatea de a pedepsi în niciun fel Polonia sau România sau alte țări. Rusia pur și simplu nu are ce să facă. Rusia nu poate să intervină nici măcar în Republica Moldova în mod militar sau poate să intervină, a intervenit cu sancțiuni economice împotriva Republicii Moldova, dar asemenea sancțiuni nu merg în cazul României sau în cazul Poloniei. Da, știți că există temerea asta la chiar în România, că la o adică Putin, ca să-și arate mușchi, ar putea intra în Republica Moldova exact cum a făcut-o în Crimea. E posibil nu, asta? Nu. Mi se pare o ipoteză foarte puțin probabilă, aproape exclusă, în viitorul previzibil. Nu putem să prevedem ce o să fie pe termen mediu sau lung, dar pe termen scurt, poate chiar pe termen mediu. Cu siguranță că Rusia nu intenționează să intervină în mod direct în Republica Moldova. Prioritatea Rusiei este să înlăture sancțiunile economice impuse de Uniunea Europeană și de Statele Unite. Rusia are mâinile pline cu problema ucraineană și cu dezideratul de a scăpa de sancțiuni. În niciun caz nu o să intervină Republica Moldova. Vi s-ar putea spune, nici n-ar avea nevoie, de fapt, să intervină Republica Moldova dacă reușește să preia indirect controlul asupra statului prin politicienii orientați spre Moscova. Corect. Și asta se poate întâmpla? Da. Se poate întâmpla în cazul unor alegeri parlamentare anticipate. Alegerile parlamentare normale, în calendarul de 4 ani, ar trebui să aibă loc în toamna lui 2018. Alegeri parlamentare anticipate ar fi pline de riscuri. În Republica Moldova, numărul susținătorilor orientării pro-rusești sau pro-euroasiatice a crescut în mod spectaculos. Conform sondajelor, acest procentaj a depășit procentajul celor care favorizează orientarea pro-europeană din cauza discreditării acestei orientări de către partidele aflate la putere până acum. Deci acest pericol în Republica Moldova există. După amenințările Moscovei a venit și replica
de la Cotroceni de data asta, președintele Klaus Iohannis, în deschiderea acestui program, Securitate în regiunea Mării Negre, a declarat că sunt incorecte pe fond afirmațiile președintelui Putin, adăugând că ele nu ne pot intimida. Și a mai spus președintele Iohannis, citez acum, avem de a face cu o federație rusă mai activă, mai agresivă cu vecinii săi, care încalcă normele de drept internațional. Rusia le încalcă. Rusia, adăugând că prin acțiunile Rusiei de militarizare a spațiului Mării Negre, inclusiv în Crimea ilegal ocupată, Rusia a afectat grav, spune președintele Iohannis, echilibrul de securitate la Marea Neagră. Astea sunt declarații foarte dure. Ce a urmărit președintele cu această punere la punct? Nu mi se pare că sunt declarații dure, sunt declarații normale. Ele reflectă situația de fapt. Sunt declarații sincere. Domnul președinte nu se ascunde după niște formule vagi diplomatice. Aceasta este situația reală. Și efectul acestor declarații, care credeți că ar putea fi? Efectul declarațiilor domnului președinte? Iohannis. Da. Nu face decât să confirme situația reală, ne dăm cu toții seama de această situație. Președinția semnalizează faptul că e conștientă de situația reală. Asta e tot. Aproape concomitent, într-un interviu apărut marți în Roskaya Gazeta, îl avem pe reprezentantul permanent al Moscovei, pe lângă Alianța Nord-Atlantică, Alexandru Grușco, care a declarat că Rusia, iarăși, va răspunde în mod adecvat la posibilele amenințări ale NATO în Marea Neagră și nu va permite ca aceasta să devină, citez, un lac NATO. Are Rusia această capacitate de răspuns din punct de vedere militar? Ce poate să facă o țară ca Rusia afectată de sancțiunile UE de care discutam adineaori, cu bugetul țării înjumătății de prăbușirea prețului petrolului? În caz de ostilități militare, Rusia are mijloace foarte puternice de a reacționa în bazinul Mării Negre. Dar în timp de pace, Rusia nu dispune de mijloace de a împiedica o prezență NATO în Marea Neagră. Dimpotrivă, mijloacele alianței NATO sunt limitate de Convenția de la Montreux. Convenție semnată în 1936, convenție la care Turcia ține foarte mult și, de fapt, Turcia deține poziția de a aplica sau de a nu aplica Convenția de la Montreux, dar Turcia ține cu tot din adinsul să o aplice. Această convenție limitează prezența navelor statelor neriverane în Marea Neagră la 3 săptămâni. Deci face totuși posibilă o rotație permanentă a navelor aparținând statelor NATO în Marea Neagră. O rotație permanentă cu cicluri de 3 săptămâni. Anume, acesta este dezideratul României, pe care îl va reprezenta la apropiatul summit NATO de la Varșovia. Unul dintre dezideratele României este acela de a stabili o prezență navală NATO în Marea Neagră, formată din flotele Turciei, Bulgariei și României, într-o primă fază, la care să se adauge, odată ce acest nucleu este format, să se adauge nave din aparținând statelor NATO pe baza unui sistem de rotație permanentă. Și așteptăm o decizie de la summitul NATO favorabilă solicitării României? Prea devreme de spus, deoarece comunicatul final și deciziile încă se mai negociază pe plan intern în NATO, negocierea internă încă nu a fost încheiată. Aceasta este o situație destul de neobișnuită. La precedentele summituri ale Alianței NATO, negocierile interne erau deja încheiate cu destul de mult timp înaintea evenimentului propriu-zis. Ceea ce acum nu s-a întâmplat. Acum se întâmplă într-o măsură mai mică. Unele elemente de decizie și din comunicatul final continuă să fie negociate practic până în ultimul moment, înaintea evenimentului propriu-zis. Deci mai există încă o șansă pentru ca dezideratul României, împărtășit de altfel de Bulgaria și împărtășit în mod crescând de către Turcia. Puteți explica puțin de ce ține România atât de mult la această prezență militară NATO în Marea Neagră? Sigur, pentru a asigura un echilibru de forțe în Marea Neagră. În caz contrar, Marea Neagră ar putea să devină, din punct de vedere militar, un lac rusesc. Repet, din punct de vedere militar. Asta o spunea Traian Băsescu prin 2005. Cred că prima dată formulată ideea asta a fost atunci. Da, așa este. Domnul Băsescu
de fapt, într-un discurs ținut în America, în Statele Unite, în California, a avertizat că asupra posibilității ca Rusia să transforme Marea Neagră într-un lac rusesc din punct de vedere militar. Acest lucru nu s-a întâmplat, cel puțin nu e cazul în timp de pace. Uh-huh. În timp de război, însă, sau în cazul unei confruntări, unei crize, nu neapărat în timp de război, dar într-o situație de pre-război, într-o criză care ar putea să ducă la ostilități, Rusia dispune de capacitatea de a împiedica accesul statelor neriverane în Marea Neagră, prin capacități de interdicție amplasate în Crimea. Rachete, mai ales, Rusia a creat, sau e pe... în curs de a crea. O așa zis bășică, așa se spune, o bășică, pe englezește o bubble, care să izoleze Marea Neagră de restul spațiului NATO, interzicând intrarea de forțe navale sau aeriene din partea Alianței Atlantice. Același lucru în bazinul Mării Baltice. Această bășică, una formată din apărare antiaeriană, rachete și staționate la sol, care interzic accesul. Și această intenție de a instala o flotă NATO la Marea Neagră a fost primită cu ostilitate de Moscova, care a anunțat că o astfel de flotă la Marea Neagră, și iarăși citesc dintr-o reacție oficială a MAE, rus, citesc, subminează securitatea și stabilitatea, forțând Rusia să riposteze. Tot apare ideea asta de ripostă, de răspuns, de acțiune. Vedeți posibilă degenerarea situației în timp, evident, într-un conflict militar Rusia-NATO? Nu, deloc. Nu văd deloc această posibilitate. Mi se pare exclusă pe termen scurt și mediu. Pe termen lung e imposibil de prevăzut. Pe termen scurt însă e necesar de a asigura o balanță a forțelor. De exemplu, ca măsură de precauțiune față de o posibilă amenințare a Rusiei, amenințare de a debarca forțe din Crimea, de exemplu, pe litoralul românesc, sau de a întreprinde o invazie aeroportată, prin helicoptere, de exemplu, din Crimea în Transnistria, sau chiar pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea sunt ipoteze. Uh-huh. Sunt ipoteze de lucru pe care orice țară trebuie să le ia în considerare pentru a planifica în mod corespunzător, chiar dacă aceste ipoteze nu sunt probabile. Dar dacă nu se planifică în mod corespunzător măsuri de contracarare, atunci aceste ipoteze puțin probabile devin mai probabile. Așa se explică insistența României, împărtășită de Bulgaria și în măsură crescândă de Turcia, de a forma o forță navală permanentă în Marea Neagră. Și în fine, am văzut acum câteva zile un fost general NATO avertizând că Rusia ar putea invada țările baltice, într-un fel de răspuns. Vedeți posibil un astfel de scenariu? Cine a făcut declarația asta? Richard Sheriff? În scapă numele, nu l-am reținut la documentare. Britanic, Richard Sheriff? Un fost general NATO în comanda NATO, un vice... Vice. Trebuie să, probabil că vă referiți la Richard Sheriff, un general britanic, a fost adjunct al comandantului suprem NATO. Exact. Da. Nu, o invazie convențională a statelor baltice din partea Rusiei mi se pare practic exclusă, dar, repet, pentru a exclude cu desăvârșire această ipoteză, sunt necesare măsuri de contracarare și planificate din timp cu resurse corespunzătoare. Ceea ce ar putea Rusia să întreprindă în statele baltice ar fi o operațiune de tip hibrid. În niciun caz o operațiune de o invazie de tip convențional, spectaculoasă, cu tancuri care traversează frontiera, ocupă capitala respectivă. Nu. Sunt ipoteze foarte puțin probabile. O operațiune hibridă e mai fezabilă din punctul de vedere al Rusiei. Dar, repet, nu atât timp cât Rusia are încă mâinile pline în Ucraina, e supraocupată în Ucraina și dorește să scape de sancțiunile economice. N-aș vrea să încheiem, lăsând impresia că Rusia, de fapt, stă cu mâinile în sân, nu face nimic. Întrebarea e, militar, nu, dar propagandistic, pe teritoriul propagandei. Simțiți o activitate mai intensă a Rusiei, inclusiv în România?
În România, România nu face parte din domeniul meu, nu mă ocup nemijlocit de România, dar la întrebarea dumneavoastră răspund că, într-adevăr, activitatea de propagandă a Rusiei s-a intensificat în mod spectaculos, folosind metode inovative, creative, în Europa Occidentală. Efectele se simt în Europa Occidentală. Personal, văd aici în România că există un consens național foarte puternic, un consens național cimentat, betonat în favoarea orientării pro-occidentale. Același lucru este valabil și pentru Polonia. În Europa Occidentală însă... Cum se manifestă în câteva cuvinte? În Europa Occidentală? Da. Rusia exploatează problemele create de actualii lideri politici din Europa Occidentală. Anume, propaganda Kremlinului și chiar politica însăși a Moscovei încearcă să găsească parteneri politici de alianțe ad hoc, de alianțe de circumstanță, alianțe temporare în Europa Occidentală, apelând la elementul conservator. Este o inovație radicală din partea Kremlinului, care în mod tradițional apela la stânga europeană. Mm. Acum Kremlinul, domnul Putin personal, Rusia, pozează în campioni ai valorilor conservatoare. Interesant. Identitate națională, suveranitate națională. Tradiție creștină. Da, într-adevăr, religie creștină, cultul familiei. Al națiunii. Al națiunii, foarte corect. În acest sens, Rusia exploatează erorile comise de mulți politicieni occidentali care, în virtutea corectitudinii politice, au abandonat valorile conservatoare tradiționale. Ar fi o greșeală să credem, așa cum cred mulți comentatori, că Rusia are alianțe cu extrema dreaptă, cu elemente radicale, fascistoide, practic. E o impresie falsă. Rusia apelează la conservatorii tradiționaliști care se simt trădați sau abandonați de proprii lor lideri conservatori, care îmbățișează în mod, a adoptat în mod crescând, din corectitudine politică, valorile stângii în ceea ce privește distanțarea de identitatea națională, de conceptul de suveranitate, de familie, de tradiție. Și acest lucru se manifestă mai ales în atitudinea față de politica, față de migrație. Faptul că guvernul creștin-democrat al Germaniei a deschis larg poarta influxului migraționist islamic în Europa. Această decizie este în parte un simptom al cum se spune asta, de-christianization, decreștinări, politicii de decreștinare, de abandonare a valorilor creștine. Rusia pozează acum în campioane valorilor creștine și a conservatorilor, a conservatismului. Ea îi atrage, Rusia, îi atrage în măsură crescândă pe conservatorii dezamăgiți. Conservatorii dezamăgiți, atrași subtil de Rusia, da, poate chiar fără să o știe acești oameni. Da, fără să o știe, fără să o dea seama. Fenomenul încă nu a căpătat proporții de masă, dar este în creștere. Și eu văd soluția acestei probleme în revenirea liderilor politici occidentali la valorile clasice ale Occidentului, ale Europei. Mulți lideri politici occidentali din Europa și din Statele Unite nu se mai identifică cu noțiunea de vest. Noi, cei originari din Europa răsăriteană, ne identificăm cu noțiunea de vest. Noi, cei originari din această zonă, dorim să aparținem vestului. Dar mulți lideri din vest au pierdut conștiința de a aparține vestului, conștiința de identitate occidentală, de valori europene tradiționale. În acest sens, valorile europene, valorile occidentale, despre care vorbeam până acum câțiva ani, nu mai întrunesc consensul elitei politice. În Occident s-a petrecut un proces de scindare în jurul valorilor. Când vorbim despre valori occidentale, vorbim despre, sau europene, vorbim despre două seturi de valori. Cele tradiționale și cele ale corectitudinii politice. Acest lucru s-a manifestat în Statele Unite încă de acum câțiva ani, prin divizarea spectrului politic american în state albe și state roșii. Vă amintiți ce înseamnă asta?
Da. Statele roșii erau cele conservatoare, statele albastre liberale, deci s-a scindat consensul care exista anterior asupra valorilor. Acest fenomen, acest proces s-a extins asupra Europei Occidentale. Eu cred că este de datoria liderilor creștin-democrați, în primul rând a creștin-democraților din Europa Occidentală, de a reveni la valorile tradiționale, pentru a opri această hemoragie care îi face pe conservatori să se distanțeze de proprii lor lideri. Occidentul este de neconceput fără valori tradiționale, fără valori de identitate națională, creștinătate, familie. Fără aceste valori nu există Occident. Aceste valori trebuie anume recuperate de liderii naturali ai partidelor creștin-democrate din Occident. Mulțumesc foarte mult!